în urma unor asemenea conflicte, unele țări au ieșit mai bine, altele au ieșit mai rău. După primul război s-a schimbat toată arhitectura Europei. După al doilea război nu s-a mai schimbat în asemenea măsură, pentru că Stalin a distrus speranțele acestor popoare din zona noastră de Europa când și-a impus voința asupra lui Churchill și Roosevelt. Dar participarea României la război a fost una demnă. Chiar în armata care a luptat pentru eliberarea Basarabiei, care era un ideal național și apoi a fost silită de împrejurări să treacă dincolo de Nistru și să lupte. Au murit oameni cu idealuri, cu suflete, cu părinți, cu copii, cu neveste lăsate acasă. Oamenii aceia n-au avut un loc de închinăciune. Au fost anonimi și faptul că ne ocupăm de ei astăzi arată că suntem încă un popor civilizat, care știm să organizăm ceremonii, și ceremonii de comemorare, și ceremonii de celebrare. Noi când ne gândim la momentul 1918, ne gândim într-un fel sau în altul, trebuie să ne gândim în ambele feluri. Trebuie să ne gândim și cu compasiune la cei oameni care și-au dat viața pentru nevestele lor, pentru copiii lor rămași acasă și în fond dacă și-au dat viața pentru bucata lor de pământ mică, și-au dat viața pentru bucata cea mare care era țara. Da? Dar trebuie să ne gândim și la cei care au trăit și care au făcut această țară. După al doilea război, această țară a trebuit refăcută. Era pe cale să fie destrămată. În 40 am pierdut Basarabia, am pierdut jumătate din Transilvania, am pierdut sudul Dobrogei. Cine știe? Cine ar fi știut ce urmează? Și am reușit din petice, din cioburi, să refacem cumva țara atât cât s-a putut și să obținem la conferința păcii de la Paris în 46-47, cu România s-a semnat pacea în 47, să obținem recunoașterea graniței de vest, chiar dacă cea de est nu mai era cum ar fi putut să fie. Și atunci, cum să nu ne gândim și la cei care au luptat la Oarba de Mureș și s-au sacrificat acolo voit, datorită strategiei pe care a urmat-o, așa zisul nostru aliat, nu? Sau cei care au ajuns la Carei și în 25 octombrie 45 au eliberat, cum se spunea atunci, ultima brazdă de pământ românesc și care nu s-au oprit acolo. S-au dus mai departe, au eliberat Ungaria, au ajuns unii până aproape de Berlin, alții Ceoslovacia, alții până spre Austria. Toate astea sunt fapte ale trecutului. Și faptele trecutului nu trebuie uitate dintr-un singur motiv. Trecutul înseamnă viață. Pentru cei care le-au trăit, au fost episoade de viață. Prin urmare, dacă uităm trecutul, uităm viața. Și dacă uităm viața, ne uităm pe noi înșine, ceea ce este și împotriva legilor omenești și împotriva voinței lui Dumnezeu.